ziua, vă salută Tatiana. În sfârșit, am ajuns în ziua în care s-a schimbat internetul. Sperăm că totul va funcționa cum trebuie. Voi încerca să termin această geantă, care am început-o de ceva timp. După cum vedeți, deja o parte din primul mâner l-am lucrat, l-am aplicat. Aici jos, la geantă, am pus această mărgeluță, atât de o parte cât și de cealaltă. Dacă doriți, puteți să procedați în același mod și dumneavoastră. Și acum vă voi explica modul în care vom face mânerele acestei genți, care este foarte, foarte ușor. Și acest model puteți să-l folosiți și la alte genți. Eu am pus un număr de 70 de ochiuri de lanț. Începând din cel de-al doilea ochi de lanț, acum eu voi face piciorușe scurte și mă voi îndrepta către începutul acestei părți. După cum vedeți, facem piciorușe scurte. În momentul în care voi termina de lucrat acest ultim tutorial, voi încărca și voi proba cât de veloce, cât de rapid este acest internet. Deci vom face piciorușe scurte până la ultimul ochi de lanț. În momentul în care am ajuns în corespondența ultimului ochi de lanț, aici vom lucra un număr de 3 piciorușe scurte. Deci în corespondența ultimului ochi de lanț vom face 3 piciorușe scurte. 2, cel de-al treilea, voi strânge bine aici capătul de fir. Și apoi mă voi întoarce pe partea cealaltă cu piciorușe scurte, exact cum am lucrat până acum, prinzând în același timp și acest capăt de fir. Deci până la ultimul picioruș vom face din nou piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând și vom continua. Cam așa trebuie să se prezinte. Iată, ne ajunse în corespondența ultimului ochi de lanț, de partea cealaltă a lucrării, și aici vom lucra din nou 3 piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. De acum vom începe următorul rând și vom avea nevoie de o clămiță să punem un semn. În primul picioruș scurt vom face un picioruș scurt. Vom pune clămița, astfel vom ști de unde am început, după care vom continua. Următorul vom face un picioruș scurt alungat. Vom intra aici, în mijlocul lucrării, vom trage firul și vom face un picioruș scurt. Apoi din nou un picioruș scurt lucrat în mod normal. Următorul va fi un picioruș scurt alungat. În felul acesta noi vom lucra până în corespondența înmulțirii. Vă amintiți că la capătul rândului am înmulțit. Deci, astfel vom proceda și noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru a continua. Cam așa se prezintă. Am ajuns la capătul rândului în corespondența înmulțirilor. Avem una, două, trei piciorușe scurte. Vom intra prin mijloc, după cum vedeți. Vom face un picioruș scurt alungat, după care voi intra exact în corespondența aceluiași picioruș scurt din rândul anterior și voi face un picioruș scurt normal. Voi intra din nou în mijloc, voi face piciorușul scurt alungat, din nou cu atenție vom prinde piciorușul și vom face un picioruș scurt. În felul
felul acesta vom da o prezență frumoasă colțului, apoi vom intra și vom face ultimul picioruș alungat și piciorușul scurt din corespondența acestuia, în felul acesta. Apoi vom continua lucrarea în mod normal, un picioruș scurt. Următorul voi intra prin mijlocul lucrării și voi face un picioruș scurt alungat. Apoi voi continua cu un picioruș scurt, lucrat în mod normal. Apoi următorul va fi cel alungat. Deci vom intra prin mijloc și vom trage firul. În felul acesta continuăm din nou până la capătul rândului și acolo ne vom reîntâlni pentru a încheia această parte a lucrării. Deci piciorușul scurt normal, exact cum am lucrat cealaltă parte. Piciorușul scurt alungit. În felul acesta continuăm singure. Uitați-vă ce frumos se prezintă și apoi are și ținută, este destul de rezistent. Ajunse din nou la capătul rândului, în corespondența înmulțirii, vom proceda în același mod. Vom intra din mijloc și vom face piciorușul scurt alungat. În corespondența acestuia voi face dedesubt, deci și piciorușul scurt. În prima înmulțire, primul picioruș, cel de-al doilea, iar acum cel de-al treilea picioruș, cu care apoi vom închide această parte a lucrării. Deci aici piciorușul scurt. Acum nu ne rămâne altceva de făcut decât să scurtăm firul și să aplicăm mânerul gentuței noastre. Voi lăsa firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să cos. Vom avea nevoie de acul pentru cusut, lână și de brichetă pentru a sigila firul. Voi închide aici și îmi voi pregăti acul. Dacă vă reamintiți, gentuța are 5 astfel de colțișoare. Noi vom coase mânerele, nu în primul, pe cel de-al doilea colțișor. Dacă vedeți, aici este acest lănțișor. Eu aici voi intra și voi coase mânerul genței, atât pe partea aceasta. Apoi voi, scuzați că am atins camera, este foarte jos să se poată vedea. Eu am gândit că aceasta este modalitatea cea mai simplă și cea mai ușoară de a aplica mânere pentru acest model de gentuță. Având și o formă mai deosebită, cred că acesta este modul perfect după mine. Acum voi lăsa la atitudinea dumneavoastră, a doamnelor care lucrați. Acesta este un model foarte accesibil doamnelor începătoare. Sper ca totul să decurgă în mod normal și să intrăm în lucru cât mai mult. Din păcate, așa cum știți dumneavoastră, am avut foarte multe probleme de ordin, nu familiar, de ordin personal, să spunem așa. Mi-a murit bătrâna, am intrat într-un alt loc. Știți cum este, familie nouă, obiceiuri noi, așa este, în sfârșit. Acum toate lucrurile merg cum trebuie. După cum vedeți, am scurtat firul, dar nu de tot, pentru că aici voi veni cu bricheta și îl voi sigila în acest mod.
Vedeți că nici nu se observă. Acest fir este conține foarte mult sintetic. Apoi vom sări din nou un colțișor din acesta și în următorul vom coase și această parte a gentuței. Vom coase singure. Dragele mele, eu am încheiat lucrarea. Aceasta este, în acest mod se prezintă gentuța. Eu sper să îmbrățișați cu drag această idee. Poate fi o gentuță pentru fetițe, pentru domnișoare, o gentuță cu care să mergem chiar până în colțul blocului la magazin să cumpărăm o sticlă de apă sau ceva în care să punem telefonul și portofelul. Eu sper foarte mult să vă placă. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu și închei ca întotdeauna, spunându-vă aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și mi-ați fost alături în această perioadă atât de dificilă, care acum sperăm că va fi dată uitării. Vă îmbrățișez din nou cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom revedea. La revedere, vă salută, Tatiana!